Această emisiune vă este oferită de compania Erbașu. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Strategie în alb și negru. Sunt Delia Duca Iliescu și vă invit să aflați pentru început noutăți din lumea șahului. Avem un nou campion mondial la juniori. Henry Tudor din Constanța a câștigat medalia de aur la proba de dezlegări probleme de șah din cadrul campionatului mondial pentru juniori sub 12 ani ce a avut loc în Georgia. După ce am avut 4 jucători români în top 10 mondial la campionatul de șah clasic desfășurat luna trecută chiar la noi în țară, Dragoș Andrei Antonică locul 4 la sub 18 ani și Emma Obadă locul 7 la fete 18 ani, precum și Vladimir Knejev și Filip Magold cu locul 8 și 10 la sub 14 ani. De data aceasta, iată că în Georgia, la categoria sub 12 ani, Henry Tudor a obținut chiar locul 1, un rezultat extraordinar, medalie de aur la dezlegări probleme de șah. Felicitări pentru rezultat, Henry, și tot respectul nostru pentru cei care te-au sprijinit în drumul tău spre câștigarea unui asemenea titlu mondial în șah. Proiectul național Șah în școală continuă. În județul Sibiu, o nouă etapă a avut loc la școala gimnazială din comuna Șura Mică. Elevii îndrumați de cadrele didactice au ales cu bucurie și entuziasm să facă parte din acest proiect. Cu fiecare nouă comunitate în care proiectul se extinde, obiectivul acestuia este tot mai aproape de a fi atins, astfel încât sportul minții să devină din ce în ce mai popular și tot mai mulți elevi să se bucure de beneficiile sale. De seturi de șah, 4 table de șah Magne 2D, manuale pentru anul 1 și anul al 2-lea de studiu, medalii, diplome și alte premii speciale așteaptă să fie cucerite de micii campioni ai sportului minții într-o competiție de șah rapid cu 6 runde. Concursul se desfășoară chiar în acest weekend, în Parcul Municipal Ploiești Vest, sub egida proiectului național Șah în școală. Săptămâna aceasta la Oradea, echipele celor mai puternice cluburi de șah din țară au jucat Superliga. Vom prezenta imagini de la festivitatea de premiere în ediția următoare. Data trecută, invitatul nostru Gabriel Mateuță v-a propus acest studiu cu anunțul Albul mută și câștigă. Avem o mutare introductivă, destul de naturală. Damă C6. Negrul trebuie să joace regele în B8, nu poate să pună nimic în față, avem calul care controlează în C7. Iar acum, după mutarea noastră subtilă, damă D6, indiferent că alege să meargă în colț sau să joace în C8, continuăm cu damă D8, este forțat să joace rege B7 și acum este mutarea cu adevărat spectaculoasă, un sacrificiu de damă, bazându-ne pe faptul că regele și dama au ajuns pe două câmpuri de unde regele poate să primească șah, damă. Așadar, capturăm acest cal, ne sacrificăm dama. Dacă ar captura cu pionul, am avea direct șah, damă, iar dacă alege să captureze cu regele, această mutare trebuia să o calculăm de la bun început, A5, care îl forțează pe regele negru, fie să se întoarcă pe B7, unde va primi șah-damă, fie să joace rege C6, unde de asemenea va primi șah-damă, fie să joace în A6, iar în această variantă este mat pe tablă, chiar rapid, într-o singură mutare, cal C5 cu mat. Așadar, un șah introductiv cu dama, un sacrificiu de damă, iar apoi mutarea finală A5. Doamnelor, domnilor, alături de noi este Constantin Țurlea, unul dintre antrenorii care se ocupă de proiectul național Șah în școală, demarat de Vlad Ungureanu. Bine ai venit, Constantin, mă bucur că te afli astăzi aici. Mulțumesc, Delia, pentru invitație, mulțumesc foarte mult, ne-am mai întâlnit acum 2 ani. Vreau să salut în primul rând și telespectatorii. A fost o emisiune foarte frumoasă. Așa este, și chiar de Revelion. Chiar de Revelion, și de atunci s-au întâmplat multe lucruri bune. Și anume am
început să fac parte din acest proiect Șah în școală. Vreau să spun că în anul trecut m-am întâlnit cu Vlad Ungureanu, care mi-a propus această colaborare și vreau să îi mulțumesc și pe această cale că fac parte din această echipă. Este o echipă deosebit de frumoasă, care încet încet s-a dezvoltat într-un an de zile, zic eu, foarte, foarte frumos. De exemplu, la Prahova s-au întâmplat multe lucruri frumoase. Pe 28 mai la Ploiești, o finală cu 200 de copii, a fost ceva de senzațional. După aceea am mers la Iași, 4 iunie, cu 500 de copii. Am fost și la Constanța, iarăși 200 de copii și acolo a prins culoare. Acum, în ultimul timp, Severin și Sibiul se ridică la înălțime, dar și la Neamț, Ionuț Gânjiu acolo face o treabă deosebit de bună, la Bacău, domnul Suciu, deci am început să ne mișcăm foarte, foarte bine, fiecare știe exact ce are de făcut și eu cred că suntem pe un drum foarte bun. Când o să mai vin peste încă 2 ani la tine în emisiune, sigur o să am multe altele de spus. Până atunci ce pot să spun este că am colaborat foarte bine și colaborez foarte bine cu Vlad Ungureanu și mulțumesc pentru că am primit sponsorizare aceste manuale, aceste manuale foarte frumoase care sunt de anul 1 de studiu și de anul 2 de studiu. Da, am văzut copiii cât drag se uită la ele atunci când le primesc. Unii dintre ei abia acum învață să citească și este minunat că pot să aibă aceste manuale de șah în școală. Știu că ai enumerat aceste etape ale proiectului Șah în școală și știu că vei merge chiar astăzi pentru o mare etapă care va avea loc în Ploiești. Imediat după ce termin emisiunea cu tine, fug repede la Ploiești. Acolo avem un proiect foarte frumos de șah în școală, într-o zonă amenajată. Avem un parc foarte, foarte mare și foarte frumos și este zona amenajată cu piese de șah acolo. Sunt așteptați 128 de copii. Sunt 64 de mese. Nu este întâmplător acest număr, nu? Da, multiplu de 32. Sunt 64 de mese la care vor juca doi copii și o să avem și o partidă demonstrativă, dar rămâne surpriză, o să spunem după aceea care au fost invitații. Acești copii la fiecare concurs primesc manualul acesta, da, de anul întâi de studii. Toți participanții, iar cei mai avansați manualul 2 de studiu. Până acum în Prahova au venit în jur de 1200 de manuale și iar eu l-am rugat pe coordonatorul principal, pe Vlad Ungureanu, să mai îmi trimită niște manuale, deoarece am fost cu Dariana la primăria Băicoi, unde am deschis o primărie, un primar deosebit, care vrea să dea drumul la treabă. Am semnat deja protocolul și începem de astăzi, de la 1 octombrie, începem această fructuoasă colaborare la Lipănești, iarăși cu primăria. Este bine că și în mediul rural aceste manuale prind și prind foarte bine copiilor. Se dezvoltă șahul pe zi ce trece. Da, am văzut că și în Sibiu, poate telespectatorii noștri pot să vadă câteva imagini de acolo, a avut loc o astfel de etapă. Deci nu insistați doar pe centrele orașelor mari. Este minunat și când vedem în Iași sau în Ploiești sute de copii, dar mă bucură și atunci când văd poate câteva zeci de copii sau chiar 10 copii care joacă într-un sat, într-o comună și au acces la aceste manuale. Este chiar o realizare mai mare, aș spune, faptul că duceți șahul acolo unde poate unii dintre copii nici nu au văzut vreodată o tablă de șah. La Sibiu am și participat astă vară la finala șah în școală, care a fost câștigată chiar de un ploieștean, Cristian Șerban. Poate îl vom avea invitat. Da, 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 cu siguranță o să vină și el cu drag la tine în emisiune. Vreau să spun că acolo am colaborat și colaboram în continuare cu Monica Topărcean. Este o doamnă profesoară foarte, foarte bună, foarte inimoasă, care a dezvoltat acest proiect din nimic, l-a făcut să arate foarte frumos. Și astăzi, cum spuneam, vei fi ocupat să organizezi. Cum ai timp să te ocupi de atât de multe concursuri?
Este ceva foarte, foarte frumos să te ocupi. La un moment dat îți intră în, în reflex acesta. Adică am organizat recent la Balotești 167 de copii fericiți. Au fost la proiectul Șah în școală, la Balotești Value Center. A fost ceva foarte frumos. La două săptămâni s-a repetat la Ploiești, la Prahova Value Center, același proiect. Eu mă gândesc, când spui 100-200 de copii, mă gândesc doar la sute de părinți care vin și așteaptă să le dai detalii la ce oră începe turneul, când trebuie să se prezinte, cum se fac înscrierile, și știu și din experiență că este foarte dificil. De aceea te apreciez pentru numărul mare de turnee pe care le organizezi. Cu adevărat promovezi șahul în Ploiești și știu că ai avut și funcții în asociațiile sportive din Ploiești și te felicit pentru asta. Da, funcțiile mai puțin contează, contează ce facem noi ca oameni. Acum voi pleca la Ploiești, după care pe 7 octombrie vom avea noaptea bibliotecilor deschise, deci o să fie pe 7 octombrie. Iar eu și o să organizăm un festival de șah foarte frumos și atunci. Chiar acolo, în bibliotecă. Chiar în bibliotecă, da. Așa, iar apoi eu pe 350 săptămâna aceasta depun un proiect pentru un Prahova Open, un turneu foarte mare. O să fie un turneu de rangul celor din țară, de la Brașov, Iași, Târgu Mureș, un turneu de succes. Iar între 3 și 6 noiembrie vom participa la Iași, la un concurs foarte frumos, organizat de Vlad Ungureanu. De-abia aștept să mergem toți cu toții acolo. Așadar, aveți planuri deja pentru aproape tot restul anului. Felicitări și mult succes în organizare. Te-aș întreba, Constantin, dacă poți să ne spui puțin despre familia ta. Știu că și tatăl tău a avut rezultate deosebite. Da, părinții mei sunt profesori la bază și tatăl meu este și scriitor. Este ceva foarte, foarte frumos și acum... A obținut nenumărate premii pentru Premiul Academiei Române, care este cel mai important și este chemat tot timpul în ședințele anuale ale Academiei Române. Și ceva... tatăl tău a fost cel care te-a îndrumat către șah? Da, atunci când eram mic, am văzut într-un parc unde am și organizat un concurs astăvară. Am văzut șahii jucând acolo și așa am învățat și eu să mut piesele la șah. Așadar, este de înțeles că ai această dorință de a face proiecte deosebite și tatăl tău, Petre Țurlea, este un scriitor renumit și văd asta și sper că se va întâmpla asta și cu toți copiii de care te ocupi în proiecte, să ajungă să aibă rezultate deosebite. Până la urmă, nu neapărat în șah, dar șahul cu siguranță îi va ajuta pentru orice alt domeniu de activitate. În încheiere, te-aș mai ruga, Constantin, să le dai câteva sfaturi părinților, pentru că lor, în primul rând, trebuie să ne adresăm, care se gândesc să-și aducă copiii la șah în cadrul clubului CSU Ploiești sau, de ce nu, la evenimentele pe care le organizezi. Primul sfat pe care l-aș da părinților este răbdarea. Șahul te învață să ai răbdare, deci vom ști foarte clar când mergem la un concurs că nu este obligatoriu să câștigi din prima, da? Este evident că poate o minte sclipitoare să depășească altă minte care lucrează de ceva timp, dar răbdarea este, părerea mea, cel mai de preț lucru la șah. Trebuie să avem răbdare ca și părinți. Trebuie să perseverăm. Dacă, să zicem, copilul nu poate din prima să obțină ceva rezultate deosebite, nu trebuie neapărat să renunțăm. Părerea mea este să încurajăm pe copii și să îi îndrumăm spre șah, deoarece o să-i ajute foarte mult într-o gândire logică. Minunat! Mulțumesc pentru toate aceste sfaturi și propun să lansăm o provocare pentru telespectatorii noștri, să vină ei cu o propunere de diagramă. Ce părere ai? Da, chiar sunt curios ca la așa număr mare de telespectatori să vedem
o diagramă care să ne pună și pe noi pe gânduri, nu-i așa? Noi avem deja o diagramă primită chiar de la Dariana Didiliuc, vicecampioană națională la deslegări. Poate vom începe cu aceea, dar între timp vom aduna mai multe diagrame, pentru că foarte mulți telespectatori au avut această dorință de a ne propune diferite diagrame și poziții de șah foarte interesante și rămâne să le rezolvăm în edițiile viitoare. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, nu vreau să te mai rețin foarte mult, știu că trebuie să ajungi la Ploiești, concursul este pe cale să înceapă la ora 11.30, 12 va avea loc prima rundă, așadar îi așteptăm pe toți care sunt în Ploiești, în parcul din municipal din vest. Da, în parcul municipal din vest, la zona Șahiști, ne vedem acolo, o să fim mulți, o să umplem parcul. Așadar, cei care sunteți din Ploiești, vă așteptăm acolo, iar telespectatorii noștri de acasă, care ne scriu de obicei e-mail-uri, vom aștepta să ne trimiteți poziții pe care să le rezolvăm, să le analizăm cu invitații noștri din edițiile viitoare. Șahul este lupta împotriva erorii. Domnilor, domnilor, dragi prieteni, emisiunea de astăzi a ajuns la final, dar vă aștept și data viitoare cu noutăți din lumea șahului. Până atunci, să aveți o săptămână frumoasă și nu uitați de gimnastica minții! Emisiune oferită de compania Erbașul.